știe încotro să meargă. A fost o zi în care bunul Dumnezeu ți-a ieșit înainte și ți-a spus, te iubesc cu iubire veșnică. Vreau să rămâi copilul meu, eu te-am făcut copilul meu, zice Domnul. Dar vreau să rămâi copilul meu. Vreau să rămâi sub aripile mari. E atâta durere, atâta suferință în această lume. Și vreau să te strâng sub aripile mele. Vreau să te ocrotesc și să stai sub aripile mele. În lumea aceasta este durere. Viața departe de Dumnezeu este grea. Este nesigură. Dar sub brațele Lui cele puternice este adăpost. Este adăpost. N-ai vrea în această zi să te adăpostești și să-i spui, nu mai vreau să plec de sub aripile tale. Nu mai vreau să plec de sub ocrotirea ta. Pentru că nici nu știu cum să merg în această lume. Mi-e teamă. Poate mi-e frică, Doamne. Și vreau să rămân sub ocrotirea ta. Vreau să rămân în dragostea ta. Vreau să mă mângâi în această dimineață, Doamne. Vreau să trimis puterea Duhului Sfânt peste noi. Lăudat să fie Domnul. Ai vrea să citesc un cuvânt în acesta care ne va servi pentru timpul acesta de rugăciune. Și vreau ca Dumnezeu să fie lăudat. Pagina 570. Un semn binecunoscut pentru fiecare, dar cred că toți avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în această zi. Psalmul 32 și vă rog să ne uităm cu luarea minte la acest cuvânt și zic ca Dumnezeu să fie binecuvântat. Pagina 570. Ferice de cel cu fără de lege iertat și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este reclamare. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa pe mar pe el, nu îl vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privire îndreptate asupra ta. Lăudat să fie Domnul. Amin. Așa să cântăm o cântare spre slava Domnului.